Onorat Parlament, stimați deputați, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa și vă rog să acordați atenția cuvenită problemei pe care o pun în discuție. Voi începe de la o precizare. Deși se afirmă că instituțiile de drept nu avansează în dosarele legate de fraudele financiar-bancare, am declarat anterior și confirm acum. Se lucrează și destul de mult. Avem rezultate și chiar recent, câteva dosare au fost remise în instanță. Am ajuns la o etapă importantă a investigațiilor, au fost acumulate probe despre implicarea unor demnitari și persoane publice în respectivele fraude. Iată de ce vin în fața dumneavoastră cu o solicitare care nu a mai fost în istoria Republicii Moldova. Cerem ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, pentru punerea sub învinuire și ulterioară trimitere în judecată, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și implicare directă în fraudele financiar-bancare care au afectat puternic situația economică, socială și politică a Republicii Moldova. La acest moment avem probe concludente vizând implicarea domnului Vladimir Filat în fraudele de la Banca de Economii. Au fost audiați martori, există depoziții confirmate, documente și declarații care confirmă faptele relatate în respectivele depoziții. Vreau să vă pătrundeți de importanța momentului și să înțelegeți. Un vot negativ dat solicitării noastre înseamnă cel puțin suspendarea anchetei pe o durată incertă, în care este vorba de un prejudiciu estimat la sute de milioane de euro. Un dosar care, odată finalizat, ar putea să ne conducă spre descoperirea unei părți și mai mari din această fraudă,